trecerea la puritate. Bună ziua, bine v-am regăsit la Adevărul Live. Sunt Laurențiu Ungureanu, sunt ziarist la Adevărul. Transmitem, iată, din nou din piața festivalului Georgenescu. Alături de mine este un invitat cu adevărat special. E vorba despre dirijorul Horia Andreescu. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți alături de noi aici. Și trebuie remarcat și că discuția noastră se desfășoară în piața festivalului cu o ambianță poate mai puțin prietenoasă, sper totuși că... Dar adevărată, dar sper totuși că asta să ne asigure un cadru mai puțin, mai colocvial, să spunem. Vreau să vorbim, domnule Andreescu, despre Festivalul Ionescu, dar mai precis despre momentul de vineri de la Ateneu, când ați urcat pe scenă alături de Concerthaus Orchester Berlin și de solistul pianist Rudolf Buchbinder. Programul a fost format din Dvorak și Brahms. Asta știm. Pentru cei care nu au fost de la 4 jumate, da, din ce mi-amintesc, la eveniment, aș vrea să ne povestiți ce s-a întâmplat vineri la Ateneu. În acea vineri. Pentru că, sigur, ca dijor la Filarmonica din București, joia și vinerea se desfășoară concertele și ale mele și ale colegilor. O să iau puțin mai... E o perioadă mai îndelungă, îndelungată în timp, pentru mine, în sensul că orchestra berlineză, care se numește Concerthaus Orchester, ea purta numele de orchestra simfonică din Berlin, creată în anii 60. Creată în anii 60, ba nu, chiar 50 și ceva, înainte ca să fie construit zidul care a despărțit Berlinul în două. Deci în partea de est a fost creată această orchestră și primul ei șef, mare dirijor, Kurt Zanderling. A venit momentul construirii zidului, care a împărțit orașul în două, și mulți instrumentiști de la această orchestră, locuind în Berlinul de vest sau plecând în Berlinul de vest, orchestra a rămas cu puțini instrumentiști și atunci au fost obligați să ia de la Academia de Muzică din Est foarte mulți studenți. Așadar, era în anii aceia o orchestră tânără, promițătoare, tânără, nu chiar șlefuită de un mare dirijor care a căpătat consistență în viața muzicală berlineză și care, la un moment dat, acum câțiva ani, acei tineri instrumentiști de pe vremea lui Zanderling masiv au ieșit la pensie. Așa că avem de-a face din nou cu un colectiv tânăr, relativ tânăr, care este în curs de formare, au un șef foarte bun la ora aceasta și de câțiva ani și-au schimbat numele de la Orchestra Simfonică din Berlin în Concerthaus Orchester Berlin, ei având sediul și dând concertele, chiar această Concerthaus, Schauspielhaus Berlin, clădire veche, renovată. Aș adăuga la această bucată de istorie pe care ne-ați oferit faptul că a fost renovată în anii 80, deși clădirea în sine are o istorie aparte. A fost inaugurată în 1821, da, cu reprezentația dramei lui Goethe, Ifigenia in Tauris. Da. A găzduit reprezentația... Era o sală de teatru. Da. Da. A găzduit mai multe premiere importante, și precum opere și piese de teatru. Sinfonia noua de Beethoven. Da. Sala a fost renovată foarte frumos. Ea nu mai este și sală de teatru, are numai scenă pentru orchestră, recital. Este un complex care mai are săli, o sală foarte frumoasă, în care eu, de fapt, am avut multe concerte cu Orchestra Sinfonică Radio Berlin, în primul rând, pentru că eram dirijor oaspete permanent al acelei orchestre, dar și cu Orchestra Sinfonică Berlin, cu viitoarea Concerthaus. Eu am avut o serie de concerte în anii 90 la Concerthaus. Deci aceasta e o reîntâlnire, da, cu câțiva din vechea generație care ne-am reîntâlnit și după câțiva ani de întrerupere și cu această nouă generație de muzicieni foarte buni. Berlinul este unul din punctele importante, culturale, consistente, numai în Europa. În punct de vedere muzical, în Berlin sunt la ora aceasta vreo 7 orchestre mari, concurența este mare.
Ne-am bucurat să avem în cadrul festivalului pe cea drept văzută, cea mai puternică. Filarmonica din Berlin, ultima citadelă cucerită de festivalul UNESCO, de Art Exim, de cucerire importantă, dovadă concertul care l-au avut aici în cadrul festivalului. Așadar, ne-am reîntâlnit cu această orchestră Concerthaus Berlin, unde vin instrumentiști din toată lumea. Selecția este foarte dură într-un oraș atât de atractiv, nu numai pentru muzicieni. E o orchestră încă în curs de conturare la nivel foarte înalt, de individualizare în corul orchestrelor mari din Berlin, ceea ce și reușește, pentru că are programe mai speciale. Și iată că a apărut oportunitatea să ne întâlnim în repetiții la Berlin și în concert repetițiile aici. Repetițiile la Berlin, așa, dar ați mers, da. Am fost mers la acolo. Câtă vreme au durat? Am plecat într-o zi de vineri și m-am întors într-o zi de miercuri, urmând ca vinerea despre care vorbim acum să fie cea a concertului. Prima repetiție a fost într-o sâmbătă după amiază târzie. Programul de repetiție al orchestrelor est-europene este între 5 și 6 ore pe zi. Asta era de 5 ore, 2 ore jumate un calup, 2 jumătate altul și am rămas fără primul calup, deci târziu după amiază am avut prima întâlnire cu ei și vreau să spun că nu m-am bucurat foarte tare. De ce? Pentru că orice orchestră, atunci când citești cu ea o lucrare de mare repertoriu pe care o cântă des, există intenția firească, naturală a muzicienilor din orchestră care știu lucrarea, să o cânte ca și cum o știu. Pentru că o știu într-un fel, numai că nu neapărat fiecare în același fel. Ori dirijorul vrea să-și pună amprenta. Poate să aibă, poate să-și pună, dacă are o părere, altă părere. Așadar, la prima citire, am constatat acest lucru și pe oboseala lor mare, am început să insist la ceea ce doream eu să realizăm împreună. Le-am și spus, sigur, amabil, că mă bucur că ei cunosc lucrarea. Eu nu o cunosc și abia aștept să o redescopăr împreună cu ei. Și până la sfârșitul acelei repetiții au înțeles intențiile mele. Chiar le-am dat drumul puțin mai devreme. Pentru că important era că au înțeles ce doresc și că atunci când ne vom întâlni lunea proaspeți, e a doua zi dimineață, la 11, aveau Mahler Sinfonia a 7-a, deschiderea stagiunii cu șeful lor pe scena Filarmonicii din Berlin. Deci erau obosiți de acele repetiții, de acea lucrare importantă și dificilă a lui Gustav Mahler și care se nimerise în mijlocul repetițiilor mele. Așa a fost programul lor încărcat. Așadar, prin diplomație reușiți să obțineți de la instrumentiști prin versiunea diplomație muzicală? Și prin diplomație, printr-o bună comunicare la care trebuie să sigur, experiența, natura, redescoperirea specificului punctelor prin care ajungi mai repede la interesul muzicianului din orchestră față de ceea ce spui tu. Asta luni sâmbătă începuse să se contureze și luni s-a pornit direct la muncă intensă, intensivă, cu interes din partea lor, cu bucuria din partea mea că lucrurile se legau, că poate idei noi, nu ale mele, ci idei care le descoperi în partitură, într-o partitură a unui compozitor genial, totdeauna găsești noi înțelesuri sau lucruri nuanțate, plus că așa cum se cânta sinfonia pe vremea lui Dvorak când a scris-o, era receptată cu siguranță altcumva, exista un alt public, o altă educație muzicală, o altă aplicare, un alt înțeles al lucrurilor, un alt puls al vieții, altcumva decât în ziua de astăzi. Deci ca să-l faci autentic, să găsești adevărul unei muzici, al unui compozitor mare, trebuie să-l translezi, esența acelei muzici, trebuie pentru limbajul să-l aduci în contemporaneitate, ca lumea să înțeleagă ce este acolo în acea muzică, dar cu formularea puțin nuanțată, cum am spus, potrivit receptivității de astăzi. Asta s-a întâmplat,
s-au făcut multe finisaje, au descoperit lucruri noi în această simfonie, s-au bucurat alături de mine și eu prin ei redescoperindu-le. Am avut, miercuri ne-am despărțit, joi seara ne-am întâlnit și am repetat simfonia la Ateneu și vineri înainte de concert a fost o întâlnire scurtă de 20 de minute a mea cu Buchbinder să vedem care sunt articulațiile mai delicate sau cum se desfășoară ele în privința tempoului. După care am avut repetiția și mi-a dat concertul destul de solicitant. Reacția publicului și cronicile arată că, deși surprinzător de mică perioada destinată repetițiilor, aceasta a fost una de succes. Însă cum vă simțiți dumneavoastră? M-am simțit foarte bine. Am avut un contact foarte bun cu Buchbinder. De fapt, ne-am mai întâlnit pe scenă cu mai mulți ani în urmă, cred că la Stuttgart, cu un concert de Mozart. Buchbinder s-a simțit bine, comunicarea a fost foarte bună și a scos un Brahms robust, un Brahms bine conturat, a găsit în orchestră și în mine un partener care am rezonat imediat și am intrat în dialog muzical. Concepția lui a fost clară și probabil faptul că a trebuit în ultimul moment să înlocuiască solistul inițial programat, probabil s-a declanșat o putere de concentrare și o stăpânire în așa scurt timp, venind cu un avion particular, că altfel nu mai avea cum să ajungă la București, de două concerte. Așadar, a fost un moment deosebit și comunicarea noastră, ne-am simțit bine și am simțit că și lumea se simte bine și că am reușit să conturăm, poate mai profilat decât Buchbinder cântă altă dată, în acest moment, acest concert de pian de Brahms. Am vorbit despre diplomație, care este esențială în comunicarea pe care o aveți cu orchestrele sau cu soliștii cu care colaborați. Ori, în cazul dumneavoastră, este vorba de o seamă întreagă de mari orchestre ale lumii cu care ați colaborat. În afară de diplomație, care ar trebui să mai fie calitățile pe care le are un dirijor? Sunt multe date care țin de dirijor, dar și de ansamblu cu care lucrez. Klangkörper, corpul sonor, orchestra, care cu cât nivelul orchestrei este mai mare, cu atât pretențiile, desigur, sunt mai mari. Orchestrele mari, orchestrele bune, dacă se întâmplă ca în fața lor să fie un artist care să nu le spună prea multe lucruri, ele cântă cum știu, dar știu bine, omogen și nu coboară sub un anumit nivel. Vedem și la festivalurile Enescu și în alte locuri, mai rar, pot fi și astfel de situații. Concertul e bun, dar este bun pentru că mai mult orchestra aduce, nu personalitatea artistului, solist sau dirijor, poate n-a rezonat bine. Orchestrele bune sunt bune, indiferent de circunstanțe, însă da, cu adevărat extraordinare, dar ele sunt face bagheta dirijorului. Da. În momentul în care pe muzicienii aceștia grozavi din orchestră încep să-i intereseze, interesează ce le spui, le descoperi, le deschizi porți noi către o lucrare foarte cunoscută, de exemplu, nu neapărat numai așa, pe ei interesează și atunci reacția este promptă și se bucură și chiar mi-au și spus la orchestre mari, ne interesează să învățăm lucruri noi, să aflăm lucruri noi, chiar dacă era vorba despre Berlioz, să spune Sinfonia Fantastică. Dar a fost și situația inversă, când am avut întâlnirea cu Royal Philharmonic Londra, cu o lucrare grea și absolut necunoscută de ei, Sinfonia a III-a de Enescu, tot în vederea unui concert aici la festival. După o primă lectură a întregii sinfonii, era evident, după expresia foarte britanică a muzicienilor, că n-au înțeles-o și nu le plăcea muzica aceasta. Asta pentru că e grea sau că nu rezonau? Nu, ei cântă lucrări foarte grele. Nu problema tehnică era, e solicitantă, mai ales culminația, partea a doua a sinfoniei, a treia. Dar era o muzică nouă pentru ei și nu au avut contact, n-au sesizat-o de la bun început, pentru că erau și probleme tehnice mai multe, mai aparte de rezolvat. Văzând acea expresie de îndoială
referitoare la muzica lui, lui Enescu, trebuia să vină un moment, adică a venit un moment, m-a ajutat Dumnezeu, ca să cumva să spargă această barieră, barieră evidentă. Și inspirat le-am spus că regret că n-am un aparat de fotografiat la mine, pentru că figurile lor sunt foarte expresive și o fotografie așa expresivă cu siguranță ar fi luat un premiu internațional. Au râs, s-a spart gheața și am început să lucrez serios la această simfonie, iar a doua zi deja mi-au spus că le place și ar fi dorit să o înregistreze pentru disc. Pentru asta trebuiau foarte mulți bani, ceea ce, ne fiind vorba de o echipă de fotbal, ci despre o mare filarmonică, nu s-au găsit acei bani să facem. Ea există live însă la radio și la televiziunea română. Ați atins unul dintre punctele esențiale ale acestui domeniu în care activați, anume lipsa banilor, și aș vrea să ne referim și la asta, însă mi-ar plăcea să subliniem câteva aspecte și din biografia dumneavoastră profesională, pentru, spun doar câteva, pentru că nu ne-ar ajunge timpul dedicat acestei emisii ca să subliniem atât de mult. Totuși, e de notorietate colaborarea dumneavoastră cu Sergiu Celibidache, unul dintre... N-a fost colaborare, întâlnirea, am avut șansa să spunem așa, să eufemistic. Să învăț și să... Cum? Alături de o mare personalitate, ai multe lucruri de învățat în zona aceasta, el fiind oricum calitățile și capacitatea lui trecând cu mult mai de domeniul muzicii, și sigur că a fost o mare șansă. Trebuie să fie o anume lecție pe care o țineți minte ca aparținându-i lui Sergiu Celibidache? A, nu, sunt multe. Cum am spus, am avut nevoie de o perioadă în care toată informația primită de el să pot să o distilez, să o înțeleg eu. Niciunul nu puteam fi Celibidache din cei care studiam cu ei. Așa că în primii 2-3 ani chiar au fost mai dificili, pentru că există tendința de a imita și nu de a stiliza și a distila lucrurile așa, în așa fel încât înțelegerea ta, alimentată de știința lui Celibidache, să dea realmente roade și să te reprezinte în sensul că adevărul unui partitur până la urmă este relevat de personalitatea și înțelegerea față de acea partitură a omului artist-interpret. Iată, adevărul este subiectiv în muzică. Da, dar există un adevăr al compozitorilor mari, de care noi, artiști-interpreți, trebuie să ne apropiem, trebuie să încercăm să ne înțelegem, pentru că nu totdeauna, sau cel mai adesea, un mare creator, un mare compozitor, are într-o lucrare de-a lui importantă mult mai multe lucruri decât el însuși a fost conștient. Ele au fost date. Și asta e rolul nostru, să descoperim acele lucruri dincolo, care trec dincolo de conștiența compozitorului, creatorului, și de harul lui pe tot ce știa și tot ce conștientiza. Deci există un plus pe care noi trebuie să-l descoperim. Aș insista cu doar o întrebare despre personalitatea lui Sergiu Celibidache. Atunci când l-ați cunoscut, era deja la apogeul carierei sale, era bine cunoscut ca un maestru internațional. Cum l-ați găsit dumneavoastră? L-ați găsit așa cum avem noi prejudecățile de astăzi, foarte egocentrist și foarte greu de comunicat? Ori ați găsit o persoană deschisă de la care puteți învăța? În ceea ce mă privește, foarte deschisă. Deja, probabil că întrebase el între tânăra generație de învățăcei de aici din România, când am venit în 77, se spune, i s-au spus câteva nume, am fost prezentat, mergeam la repetiții, a fost cald cu mine și țin minte că la prima serie de concerte pe care le-a avut aici la Ateneu cu Filarmonica, după ultimul concert, la repetiția generală am spus, urmează să merg în Germania să dirijez Daphne și Chloe de Ravel, Suite a doua. El, printre altele, făcând și impresioniștii, cum nu, franțuzii nu sunt în stare nici astăzi să cânte așa cum reușea să Celibidache să scoată din parturile lor. Și mi-a spus, bine, după concert, urma un mare din nou oferit de Orchestra Filarmonică, de maestru Ion Voi, cu directorul de atunci al Filarmonicii, la Atene Palace, mi-a spus să vin în camera lui cu partitura.
Și a început să mă noteze, să mă întrebe cum gândesc aici, cum gândesc aici, să-mi spună nu, uite așa, de ce, mai am și acum notațiile lui nici pe partitură. Din când în când ciocănea câte cineva la ușă, era încuiată, maestre, vă așteptăm, vin imediat. Și a stat o jumătate de oră cu mine, am învățat foarte multe și atunci, a fost prima întâlnire cu el. Un om care putea să fie iubit și care îți dorea extraordinar de multe lucruri sau un om care poate putea, prin personalitatea lui puternică, să, mă rog, rezultatul să fie pe dos, contactul cu celălalt să nu fie bun și să fie strivit și atunci nu se năștea acea devoțiune maximă de care eram stare noi tineri. Dumneavoastră absolviseți oricum studii la Academia din Viena. În primul rând la București cu Constantin Bugeanu, care a fost extraordinar profesor, și asta am aflat la Viena. Spune de Viena ca o încununare când, a studiilor când, de la București. Întâlnind la cursuri, a fost ultimul an al lui Hans Swarovski, era și un mare pedagog care mi-a confirmat multele lucruri bune pe care le-am învățat aici la București, întregite cu ce am mai învățat la Viena, de la un mare profesor și în viața muzicală vieneză, a fost o deschidere extraordinară, culminând, desigur, cu întâlnirea cu Sergiu Celibidache. Asta a fost Vorbeam despre faptul că în domeniul acesta finanțarea este redusă. În legătură cu acest aspect, e clar că interesul statului față de muzica clasică e unul redus. În ce măsură era înainte de 89 interesant? Mă gândesc că dumneavoastră ați reușit să plecați în Viena, apoi la München, la Trier cu Sergiu Celibidache. Era susținut sau era mai degrabă o inițiativă individuală? Nu, ne invita el, era o invitație oficială și... Și autoritățile trebuia, nu puteau refuza. Nu, ne-am primit viză, dar trebuia să ne scurcăm noi cu drumul. Acolo el ne-a făcut rost de burse ca să putem să stăm în gazdă. Adică a fost, până la urmă, a fost o constelație benefică. E și felul în care exilul românesc își atrage Nu, n-avea nimic de a face cu exilul. Cel puțin chiar ne și spunea să nu vă prind că rămâneți pe acolo, că era mână lungă. Sigur, asta ne spunea la hotelul ATN Palace și probabil știa el că nu auzim numai noi lucrurile acestea, dar pe el nu-l interesa acest aspect. El era un om, un muzician al lumii, avea pașaport Nansen și interesul sau plăcerea lui și interesul lui de a da mai departe și a da mai departe românilor doritor să învețe era foarte mare și al nostru să nu mai vorbesc. De al mintere, înainte de perioada Trier, München, din 78-80, a mai fost o perioadă prin anii 60 ceva, când el, unei alte generații de români, a împărtășit din ceea ce știa la Praga, generația precedentă nouă, da. Emil Simon. Da. V-ați gândit oare să rămâneți în ciuda sfatului lui Celibidache? Nu, așa n-a fost un sfat, a fost, mă rog... Sugestii să... Da, nu, important este că eu, în momentul în care am ajuns la Viena, eram deja dirijor. Erați la Ploiești, la o filarmonică profesionistă și când, la un moment dat, după niște cursuri cu noi colegi, am început să ne cunoaștem, să întrebăm ce faci tu, ce faci tu, nu le spunea nimic un student din România. Dacă mi-a venit rândul să spun ce fac, am spus că sunt șef la orchestra simfonică în România. Asta era visul lor, să ajungă să dirigeze, dar să devină șef la orchestra simfonică. A fost un moment important când mi-am dat seama ce șansă extraordinară mi-a oferit Dumnezeu condițiile de atunci ca să fiu de vreme șef la orchestră. Sigur, am luat și niște premii internaționale și asta a ajutat și asta este bine. În ziua de astăzi, studenții mei și alții au posibilitatea să circule, să afle care este adevărul unei vieți serioase într-un centru important muzical de educație sau... Sunteți profesor la Universitatea de Muzică. Da, și ei se duc, există acest schimb de idei, situația este cu totul alta, dar spun că este mai ușoară pentru un dirijor să-ți găsească în ziua de astăzi un post stabil la una din orchestrele de simfonie sau de teatru, de operă și operetă. Nu pot să nu amintesc în cadrul acestei discuții despre integrala lucrărilor simfonice de George Enescu, cuprinsă în 7 CD-uri,
editate cu sprijinul unei case de discuri din Londra. A fost o colaborare Radio București, Electrecord, care avea o relație cu firma străină Olimpia din Londra, și această colaborare a dus până la urmă la șansa de a înregistra aceste 7 CD-uri, unul cu virtuozi din București, celălalt cu Orchestra Națională Radio. Virtuozii pe care dumneavoastră ați fondat-o, trebuie, vă întrerup mereu este. Pentru că trebuie pus pe fortună și astăzi, virgule pe care dumneavoastră din modestie nu... Și șansa mare a fost că în sfârșit colaborarea era cu o firmă care avea distribuție internațională și atunci în toată lumea a fost cunoscut și comentat, cunoscută și comentată creația lui Enescu. A fost o șansă mare. Și acum, în preajma festivalului, cu firma ODS, am reușit să republicăm, să reedităm aceste 7 compact discuri și să vedem, pentru că sunt primele din țară, făcute de un, să spunem, de un autor român, de un interpret român, de un dirijor român, înainte fiind Larry Foster, cel care a făcut cu Monte Carlo, și aproape paralel cu mine a fost și Cristian Mandel după aceea și au mai apărut ulterior alte integrale. Da, asta e prima integrală autentic românească de la cap la coadă și mă bucur că a reușit după 20 de ani de când a fost ea inițial înregistrată să apară la București în Festivalul UNESCO. Și aici vreau, fără să mă întrebați, să vă spun că mă bucur că-s bucureștean acum, într-un astfel de context, pentru că Bucureștiul este deosebit. Festivalul nu mai este numai al României, este și al românilor, al bucureștenilor, este un festival al lumii, eu ca brașovean, inițial, și am mulți prieteni în provincie care spun, a, Bucureștiul este gălăgios, este solicitant, bine, este... Că e gălăgios, confirmă și acum. Da, dar... și nu numai perioada festivalului. Este o sărbătoare pentru bucureștenii. Vezi în piața aceasta a festivalului idee extraordinară care reușește, uite, primăria capitalei să o mai ciuntească făcând concurență celor care cântă în sala Ateneului, mari artiști, să fie bombardați de decibelii de aici. A fost un eveniment nefericit, e adevărat. Dar nu e singurul, pentru că nu numai în timpul festivalului se întâmplă acest lucru. Face și lucruri bune primăria, cu siguranță, dar în domeniul acesta e o opacitate totală de ani de zile, este un bruiaș continuu care putea să fie să înceapă de la ora 9:30 seara. Dar cum vă explicați? Lipsă de comunicare sau mai degrabă dezinteres? Nu pot să spun exact, dar oricum o întorci, nu e bine pentru cei care se ocupă, răspund de așa ceva. Dar, trecând mai departe, ceea ce a reușit conducerea festivalului Enescu, directorii artistici, împreună cu Artexim-ul, este un lucru remarcabil, pentru că se simte că este o atmosferă de festival, de interes internațional, că prin relațiile pe care le am, prin cunoștințele pe care le am în lume, știu care este rezonanța, știu și eu, știu bine, de la artiști importanți care nu mai se lasă greu să vină la Festivalul Enescu, sunt interesați să vină la Festivalul Enescu. Asta e o schimbare de opinie foarte importantă și că e pus, așezat festivalul, are aceeași consistență. În Salzburg, de pildă, numai, am auzit comparații. În Salzburg nu auzi totdeauna zilnic două, trei formații, orchestre, dirijori, soliști de prim rang, unul după altul și la alte prețuri. Poate mai preparate pentru noi românii, dar pentru ei mai accesibile. Și atunci, dacă revin tot la cei care conduc destinile Bucureștiului și la primărie, chiar aici primăria câștigă, orașul câștigă, vin oameni care iubesc, care stau în hoteluri, care plătesc mese, care se distrează, care se plimbă în București, care povestesc după aceea. Și iată, numai artiști sunt vreo 9.000 care aproape care se perinde la această ediție a festivalului, dar câte mii și mii de turiști deja vin special din cauza festivalului. E, ca să mai vorbim de presa internațională. E curios că Bucureștiul devine o destinație pentru turismul cultural. Da, dar e pentru noi curios, dar e ceva mai nou pentru noi. Dar uite că s-a închegat și bucuria este mare și am întâlnit orchestre care străine cu care am venit aici și care știau că în București nu e luminat, trotuarele sunt strâmbe, umblă câinii
pe stradă, fără covrigi în coadă, și au constatat că e o atmosferă bună, că este centrul, țin centru bine luminat, că oamenii sunt foarte comunicativi și că se stabilesc relații în care ne privim ochi în ochi deja de la un alt nivel, de pe o altă platformă, și este bine așa. Care artist vine pentru prima dată în România, intră în foaierul Ateneului și după aceea în sală, își dă seama care e șansa și prețuiește acest lucru și e încântat într-una din cele mai frumoase săli de concert, cel puțin din Europa, dacă nu din lume. Superb! Pentru că vorbim despre felul în care festivalul Enescu a crescut pe semne de la ediție la ediție și despre impactul pe care îl are astăzi, e firesc să ne întrebăm și cu privire la viitorul festivalului. Știm noi de la Adevărul că următorul director artistic al festivalului, succesorul domnului Ioan Hollander, va fi dirijorul rus Vladimir Yurovsky, care va face echipă cu directorul onorific al festivalului, da, Zubin Mehta. Constelație bună și greu ca cineva să urmeze lui Ioan Hollander, răspundere mare. Om cunoscut în toată lumea pentru calitățile lui de manager. Voiam să vă întreb ce părere aveți despre acest tandem. Găsesc că este foarte bun și potrivit și că are rezonanța internațională și totodată consistența profesională ca să ducă mai departe specificul acestui festival. Ideea Artex Simul și a fostilor director de a insista pe creația lui Enescu, ceea ce a dat o particularitate importantă acestui festival. Nu mai este un festival de muzică internațională, ci este festivalul George Enescu. E important. Mereu organizatorii spun că una dintre misiunile festivalului este aceea de a populariza, de a aduce mai aproape de public muzica lui Enescu. Sper că în continuare asta să mă auziți, capitală, dar da. Este... de a duce mai aproape de public, așadar, muzica lui Enescu, virgulă, insuficient interpretată. Credeți că se bucură compozitorul George Enescu de popularitatea pe care o merită în plan internațional? Și dacă nu, ce ar trebui făcut pentru a fi valorificat mai mult? Trebuie investit. Trebuie investit, marketing cu inteligență, ai spus-o asta, ceea ce Artex nu face de câțiva ani. Această idee excelentă și bine condusă a ajuns să creeze, până la urmă, nostim, dificultăți domnului Mihai Constantinescu, pentru că pot să fie, pentru o ediție a festivalului, două, trei, să fie interesați de aceeași lucrare, doi, trei dirijori, și atunci trebuie să aleagă. S-a întâmplat și se mai întâmplă și asta este un semn bun. Iată că interesul, bătaia de a dirija Enescu, a marilor dirijori cu mari orchestre, a devenit un fapt real și important. E prima oară când aud de bătaia de a dirija Da, nu, Enescu. Dar există, că și eu tot vreau să dirijez de câteva ediții, de exemplu, suita a doua de Enescu, îmi place mie foarte mult, dar de fiecare dată a fost și un candidat străin și sigur că trebuie lăsat ca străinul să descopere pe Enescu și să, odată luat în repertoriu, îl va reprograma, așa cum a făcut Yurovsky, a venit, a dirijat Sinfonia a treia de Enescu aici prima dată, după aceea a programat-o la Londra. La Londra. Da, a fost o erupție Enescu importantă. A ridicat partitura la finalul concertului. Pe bună dreptate, care a deschis interesul și apetitul acestei muzici mai dificil de înțeles. Au fost artiști care au înțeles muzica lui Enescu și au fost niște interpretări extraordinare, alții care nu au avut contact cu structura muzicală a lui Enescu, se întâmplă per total, însă un mare avantaj și o mare bucurie să reușească festivalul, conducerea festivalului, să aducă pe această linie festivalul nostru. Într-o situație ideală în care n-ar mai depinde alegerile nici de fonduri, nici de disponibilitatea artiștilor, ce ați mai adăuga? M-ați mai întrebat dumneavoastră mai devreme de fonduri și de viitor și de perspectiva și de conducere artistică. În fond, festivalul Enescu, până la urmă, oricât sponsor ar fi, de fapt, sponsorul principal, cel datorită căruia trăiește Ministerul Culturii. Este avocatul predant principal al nostru în Guvernul României. De fapt, țara, noi plătim. Sigur că sumele nu sunt ca cele
pe care le auzim în ultimul an, dacă pentru cine mai deschide televizorul, la ce sume se vehiculează în alte zone, care sunt fabuloase. Poți să faci trei festivaluri Enescu în fiecare an, că vorbim numai de un personaj, cu ce bani intră în discuție. Dacă noi comparăm cu viața sportivă, cu fotbalul în primul rând, sumele pentru un festival Enescu consistent sunt mici față de un fotbalist, costă de amvergură internațională mult mai mult decât un festival decât Enescu, o orchestră întreagă. Dar este o investiție pe care o face statul român și este bine că o face și fiecare guvern trebuie mai departe lămurit prin avocatul pledant Ministerul Culturii, dar și toți artiștii, toți oamenii care înțeleg ce important este muzica în comunicare, în a ne cunoaște unul pe altul și ce ușor după un concert bun poți să treci cu un partener, cu un vizitator de afară, să intri în cu totul alte subiecte, dar interesul de a ne cunoaște a fost deschis minunat prin muzică, fără explicații verbale. După care contactul este pozitiv închegat și dus mai departe și pe alte zone de interes reciproc. Iată, e o șansă pe care diplomații sau grupurile de lobby românești ar trebui să o ia în considerare. Timpul alocat acestei discuții îmi mai permite o ultimă întrebare și aș vrea ca aceasta să fie una mai degrabă personală. Sper să îmi răspundeți cu aceeași delicatețe ca până acum. Cum vă raportați la apelativul maestre? Vi se pare unul firesc, dat fiind domeniul în care activați, sau vi se pare anacronic? Nu, de susținut, de fapt, maestro. Maestro. Da, pentru că maestre sunt foarte mulți pe lumea asta. Se spune așa și unui avocat bun, unui scriitor, mă rog, câteodată, probabil, expresia asta în abuziv folosită, dar e curentă și nu, în loc de domnule Andreescu, răuși maestre, mi se pare ceva firesc și nu ceva special mie. Maestre Andreescu, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Da, și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit până acum. Vom transmite și mâine din piața festivalului. Rămâneți pe Adevărul Live. Eu sunt Laurențiu Ungureanu, sunt ziarist la Adevărul. La revedere! Aqua Carpatica. Întoarcerea la puritate. We'll be right back.